În ultima vreme, în școlile din județul Hunedoara se implementează mai multe proiecte cu finanțare europeană. Printre aceste unități de învățământ se numără și școala gimnazială Mircea Sântimbreanu din municipiul Brad, unde se află în derulare sau au fost deja implementate mai multe astfel de proiecte, unul dintre acestea vizând structura antepreșcolară, mai exact creșa. În primul rând, aș dori să încep cu primul proiect care vizează copiii din învățământul antepreșcolar. Are o valoare de aproximativ 1 milion de euro. E un proiect în care școala noastră este beneficiar. S-au înființat grupe de antepreșcolar cuprinse de la 0 la 2 ani. Lucrările au fost finalizate, reabilitarea clădirii, avem personal calificat care se ocupă de educarea copiilor. Un alt proiect de o importanță majoră este și cel privind sprijinirea copiilor care au părinții plecați în străinătate. Al doilea proiect vizează copiii care au părinți plecați în străinătate. De asemenea, și acest proiect este tot prin fonduri europene, care are o valoare la fel de mare, de aproximativ 1 milion de euro. Acest proiect vizează copiii din regiunea de vest. Școala noastră urmează să încheie parteneriate cu alte școli din județul Arad, județul Hunedoara, pentru a putea îndeplini indicatorii care sunt prevăzuți în proiectul respectiv. Din fericire, aceste două proiecte nu arată bine doar pe hârtie, ci sunt bugetate și cuprind și alte acțiuni concrete. Prin aceste proiecte, prin cele două proiecte, atât pe antepreșcolar cât și pentru copiii care au părinții plecați în străinătate, grupul țintă va beneficia de subvenții și de activități care se derulează în cadrul școlii noastre. În mod firesc și dascălii de la școala gimnazială Mircea Sântimbreanu din Brad sunt implicați în proiecte educaționale, aceștia urmând cursuri de specializare în străinătate cu importanță în procesul de predare. Mai avem un proiect care a vizat formarea cadrelor didactice, proiect pe Erasmus, pe axa prioritară 1, în care cadrele didactice vor fi formate în afara țării, în state membre ale Uniunii Europene, în care, după care vor veni și vor implementa în unitatea noastră școlară ceea ce au învățat în străinătate. Acestea nu sunt singurele proiecte derulate la Unitatea de Învățământ din Brad, care, prin astfel de activități, au obținut onoranta titulatură de școală europeană. Totodată doresc să menționez că unitatea noastră școlară este o unitate în care se derulează în ultimii ani foarte multe proiecte cu tematică europeană, de aceea în 2019 am obținut și titlul de școală europeană. Un alt lucru extrem de important este că prin participarea la aceste proiecte și prin stagiile de perfecționare efectuate, profesorii de la Mircea Sântimbreanu încep să implementeze sisteme de predare cât mai atractive pentru elevi. Doresc să precizez că toate cadrele didactice, în mare parte, își doresc schimbarea sistemului actual. Fiecare profesor din această școală îmbunătățește acest sistem, fiind ei mai creativi, modalitățile de învățare, predare, învățarea elevului să fie cât mai eficientă pentru copiii din unitatea noastră școlară. Școala gimnazială Mircea Sântimbreanu din Brad este una dintre unitățile de învățământ de top hunedorene, cu performanțe deosebite, ultima dintre ele fiind de dată recentă, în vară, mai exact, o absolventă a acestei instituții de învățământ, obținând cea mai mare notă din județ la examenele de la evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a.